Vă este doar de foștii colegi de alianță, iată, inclusiv domnul Richeanu? Nu. Nu? Nu. De ce? Pentru că n-am făcut ceea ce ne-am înțeles. Fiecare o tras la turta lui. În politică, credeți-mă, eu percepul și eu știam cu cine am de afacere. Când dumneavoastră ați înțeles acest lucru, cu cine aveți de a face? Eu dinainte știam. Pentru mine era important să dăm jos comuniștii. Știam eu că ei că am avut informații. Când dumneavoastră personal ați înțeles că procuratura a ajuns pe mâinile PD-ului, dar de fapt pe mâinile lui Vlad Plahotniuc, în așa fel încât el peste ani îi vă băga pe toți, fie la dubă sau vă băga frică în fiecare dintre dumneavoastră. Eu că atunci când au dat să fac schimb de procuratură cu SIS, eu atunci am înțeles. Domnul Ședin, dacă ați înțeles, de ce ați mers mai departe? Dar ce să faci? Ai alternativă? Noi vrem schimbările, noi avem sprijinul Europei. Când s-au partajat instituțiile de forță? Iată, PLD-ul a venit Ministerul Apărării, dacă nu mă înșel. PLD-ul, Ministerul de Interne, PD-ul formal SIS-ul și AMN-ul Procuratura. Filat, printre altele, a spus, dar tu știi că au făcut schimb și la procuror. Că Vlad Filat a spus, mie, era cred că Alexandru Tănase, poate și încă un deputat, a spus, iată, ce s-a întâmplat este inadmisibil și astăzi, țineți minte, va fi începutul sfârșitului cu acea numire de procuror. Amândoi, Vlad, amândoi, da? Indiferent care era azi, tot așa face, fiindcă amândoi din aceeași a luat. Unul frad, altul se uita și a lăsat să-l prindă, să-l închide. Domnul Topala, el totuși mai rămâne partea echipei PLA? Întrebarea asta mi-o pun și eu. Ce-i dreptul la partid nu vine? Nu vine. De când nu vine? Nu. De când cred că i s-a spus? Unicul instrument cum primăria poate fi scoasă de sub controlul domnului Plahotniuc, astăzi e în mâinile Partidului Liberal. Știu. Și personal în mâinile lui Dorin Chertoacă. Nu mai târziu decât în luna martie, Dorin Chertoacă, dacă vrea să scoată primăria din mâinile lui Vlad Plahotniuc, ar trebui să-și dea demisia. De ce nu o face? Dar eu sunt sigur că Dorin Chertoacă va fi achitat. Și va reveni la primărie. Procurorii și-au terminat muncă, au dat dosar la judecată și acum procurorii nu mai vorbesc acolo din pod. Dacă acest lucru nu se întâmplă, dumneavoastră, vă asumați careva consecințe? Că o să vorbim după. O demisia lui ar strica tot jocul. Ar promova alegeri anticipate. Dar dumneavoastră singur a spus că mulți primari nu pleacă fiindcă se tem. Dorin Chertoacă se teme să demisioneze? Nu se teme, Dorin Chertoacă să fie achitat. Nu au probe. De ce aș întind dosarul ăsta? Pe parcursul acestui scandal, de când totul a apărut în presă, a ieșit în public. Dumneavoastră ați încercat să discutați cu nepotul dumneavoastră Corneliu Ghimpu, care în continuare lucrează la Victoria Bank. De ce are Corneliu cu furtul miliardului? A lucrat și lucrează la ce Victoria Bank. Ce are Victoria Bank furtul miliardului? Victoria Bank a fost una dintre acele bănci care a făcut plasamente interbancare în octombrie și noiembrie 2014. El era responsabil de credite. Eu am vorbit cu oamenii din sistemul bancar. Da. Deci, nepotul dumneavoastră nu este ultimul om din Victoria Bank. Asta o cunoaște toată lumea. Dar nu te-ai gândit să-mi pui mie întrebarea. Nu, lasă omul în pace. Te rog eu frumos. Ascultă-mă mine acum dacă vrei să vorbim. Nu lasă cu te legi de alt nepot de acum. Lasă nepotul în pace. Nepotul meu n-ave nicio treabă cu acest transfer. Dar nu el hotărâ. N-am zis eu asta. Nu el hotărâ. Acolo hotărâ președintele pune semnătură. Și lasă-l în pace pe Corneliu. Hai alte întrebări. N-am amestecat cu noi să că tu ce ies deci.